Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom începe un proiect nou, un proiect mai mare și vom face o jachetă de primăvară-toamnă. Pentru că în curând va veni căldura, am gândit ca pentru noi, doamnele începătoare, să facem această jachetă care poate fi lucrată și într-o singură culoare, însă eu am preferat acestea două. Firele mele sunt fire acrilice, fire care nu se scămoșează și sunt adaptate croșetului cu numărul 4. De altfel, voi folosi acest croșet, croșetul cu numărul 4. Și vom pleca montând un total de 99 de ochiuri de lanț. În momentul în care am montat cele 99 ochiuri de lanț, eu le-am deja montate aici, vom începe lucrarea propriu-zisă și anume vom face două ochiuri de lanț, vom lua firul pe croșet și vom intra în cel de-al patrulea ochi de lanț, începând de la croșetul 1, 2, 3 și al patrulea și vom face un picioruș dublu, după care vom continua pentru a obține un total de 15 piciorușe duble. Avem deja 3, 4 și continuăm până la 15, 5, iar noi continuăm singure. După ce am lucrat cele 15 piciorușe duble, vom face 2 ochiuri de lanț și vom continua cu un număr de 20 de piciorușe duble. Astfel vom delimita părțile jachetei noastre. Deci vom continua făcând 20 de piciorușe duble. Eu am lucrat deja 3, cel de-al patrulea, vom continua singure până la 20. După ce am lucrat cele 20 de piciorușe duble, vom face din nou 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet și vom continua lucrând un număr de 29 de piciorușe duble. Până acum am lucrat o parte din față, o mânecă, iar acum facem spatele. Deci 29 de piciorușe duble, iar noi ne vom întâlni pentru a continua. Am lucrat și cele 29 de piciorușe duble care vor fi parte din spate. Voi continua cu 2 ochiuri de lanț și voi repeta din nou cele 20 de piciorușe duble. 2 și continuăm singure până la un total de 20. Am lucrat și celelalte 20 de piciorușe duble, voi continua cu 2 ochiuri de lanț și voi închide acest rând cu 15 piciorușe duble care ne-au rămas și astfel am delimitat, așa cum vă spuneam, părțile jachetei noastre. Noi vom continua singure, am lucrat deja 4. După ce am lucrat și acestea, ultimele 15 piciorușe scurte, voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea în corespondența primului picioruș, voi face un picioruș scurt, felul acesta, apoi voi continua cu 4 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, 4, voi sări 2 piciorușe din rândul anterior, deci primul, și voi sări 1, 2, voi intra în corespondența celui de-al treilea și voi face un picioruș scurt. Voi continua 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, voi sări din nou 2 piciorușe, voi intra în cel de-al treilea și voi face un picioruș scurt. În felul acesta vom continua până când vom ajunge în corespondența celor 2 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 2, în cel de-al treilea, din nou 1, 2, 3, 4, vom intra în corespondența celui de-al treilea, 1, 2, celui de-al treilea picioruș din rândul anterior. Am făcut un picioruș scurt. Acum, în corespondența acestor 2 ochiuri de lanț, noi vom face un picioruș scurt.
4 ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș scurt în corespondența aceluiași spațiu. Și apoi vom repeta 1, 2, 3, 4, vom sări 1, 2, vom intra în corespondența celui de-al treilea picioruș, vom face picioruș scurt. În felul acesta vom lucra până când vom ajunge la capătul rândului. Nu uitați că în corespondența acestor două ochiuri de lanț vom lucra un picioruș scurt, 4 ochiuri de lanț și un picioruș scurt, în corespondența aceluiași spațiu. Iar noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns din nou în corespondența următorului spațiu de două ochiuri de lanț. M-am întors ca să lucrăm încă o dată împreună. Deci voi face un picioruș scurt, 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț urmate de un nou picioruș scurt în corespondența aceluiași spațiu. Și voi continua 1, 2, 3, 4 ochiuri de lanț, 1, 2, voi intra în corespondența celui de-al treilea picioruș, voi face picioruș scurt și vom continua. Deci acum cred că am explicat destul. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimele 4 ochiuri de lanț și voi intra în corespondența ultimului picioruș. Voi face un picioruș scurt, apoi voi face 2 ochiuri de lanț, voi întoarce lucrarea și luând firul pe croșet voi intra în corespondența primului arc și voi face un picioruș dublu, apoi cel de-al doilea. În următoarele arcuri voi face câte 3 piciorușe duble. Deci 1, 2, cel de-al treilea, din nou 3, 1, 2, 3, cam așa cum vedeți se prezintă ceea ce obținem până acum și continui câte 3 piciorușe duble în corespondența celor 4 ochiuri de lanț din rândul anterior, până când vom ajunge în corespondența celor 4 ochiuri de lanț care delimitează practic partea din față. Este foarte ușor de recunoscut, vedeți? În corespondența acestuia noi vom lucra un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș dublu. După care vom continua cu piciorușe duble în corespondența următoarelor arcuri, 3 piciorușe duble în fiecare, până când vom ajunge din nou în acest colț. Iar când vom ajunge în colț, noi ne vom întâlni și voi explica din nou pentru a înțelege mai bine. În cazul în care eu nu mai explic destul de pe înțelesul dumneavoastră, vă rog să dați un pic pauză pe videoclip și să reluați, urmărind ceea ce lucrez eu. Am ales anume un model foarte ușor, un model accesibil dumneavoastră, doamnelor începătoare, și sper să-l îmbrățișați cu plăcere.
încet mă îndrept către celălalt colț al lucrării. Firul fiind grosuț, lucrarea este spornică, se lucrează ușor, destul de repede. Și acum, uitați-vă, fac și cel de-al treilea picioruș dublu și am ajuns din nou în corespondența colțișorului. Aici, așa cum v-am arătat deja, vom face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, urmate de un nou picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu. Și vom continua cu cele trei piciorușe duble în fiecare arc care urmează, până la colțul următor, unde veți lucra în același mod și noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului. Apoi veți vedea cum arată lucrarea noastră. Am ajuns în corespondența ultimului arc format din cele patru ochiuri de lanț și voi lucra și aici. 1, 2 și cel de-al treilea picioruș dublu, după care voi face un ochi de lanț, voi întoarce lucrarea în corespondența acestui prim picioruș, deci chiar de desubt. Așa, vom face un picioruș scurt, voi face două ochiuri de lanț, firul pe croșet și în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, vom face câte un picioruș dublu. În momentul în care vom ajunge din nou în colțurile unde, de fapt, și înmulțim, unde am împărțit lucrarea, am delimitat părțile față, spate, mâneci și așa, vă voi arăta imediat modul în care vom lucra. Însă până atunci mergem cu piciorușe duble. În felul acesta, în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, vom face un picioruș dublu. Vă rog să scuzați dacă uneori se aud voci pe fundal, este vocea persoanei pentru care lucrez. Încet, încet ne apropiem și de punctul interesant, care, după cum vedeți, se observă foarte ușor. Nu este nevoie prea mult să vă chinuiți. Uitați, am făcut ultimul picioruș dublu din corespondența seriei de piciorușe duble din arcurile de patru ochiuri de lanț. Am ajuns în colț. Acum voi lua firul pe croșet, voi intra în piciorușul dublu lucrat deja și voi face un picioruș dublu, după care voi continua cu, scuzați, firul pe croșet și voi continua în interiorul arcului un picioruș dublu, două ochiuri de lanț urmate de un nou picioruș dublu, după care voi continua lucrând fiecare picioruș dublu care l-am la dispoziție. Deci, de câte ori noi vom merge înainte și înapoi cu lucrarea, vom lucra și aceste două piciorușe duble, apoi în interiorul arcului ne vom întoarce lucrând picioruș dublu, două ochiuri de lanț și picioruș dublu. În felul acesta noi vom înmulți și vom da lărgime jachetei noastre. Deci voi continua cu piciorușe duble în corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior și ne vom întâlni în corespondența următorului punct de înmulțire, a următorului colțișor, așa cum mi spune un colț. Așa. Iar noi continuăm singuri acum. Am ajuns din nou în corespondența punctului de înmulțire, unde vedeți că s-a format acest V cu cele două ochiuri de lanț
în mijloc, am luat firul pe croșet, voi intra în corespondența primului picioruș dublu, voi face un picioruș dublu, firul pe croșet, voi intra în corespondența arcului format din cele două ochiuri de lanț și voi face un picioruș dublu, două ochiuri de lanț, din nou un picioruș dublu, în corespondența acelui spațiu, firul pe croșet și voi lucra și piciorușul, cel de-al doilea picioruș din V, din partea V. În felul acesta am pornit de aici și, după cum ați văzut, cu două, apoi treptat înmulțim și dăm lărgime lucrării noastre. În felul acesta vom continua până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom întâlni la sfârșitul rândului pentru a închide acest rând și a continua lucrarea. Am ajuns și la capătul acestui rând și vom face ultimul picioruș dublu. După care vom face un ochi de lanț, întoarcem lucrul, în același picioruș facem un picioruș scurt, în felul acesta vom începe fiecare rând, urmate de două ochiuri de lanț. În loc să facem trei ochiuri de lanț, am preferat să fac piciorușul scurt și două ochiuri de lanț, care țin locul unui picioruș dublu, dar care dau un aspect mult mai plăcut lucrării noastre. Cam așa se prezintă partea centrală a lucrării. După cum vedeți, avem aici părțile din față, acestea două, mânecile și partea din spate. Noi vom continua să lucrăm în modul acesta pentru un total de 14 rânduri. Deci, în modul în care am lucrat până acum, 14 rânduri, iar în funcție de dumneavoastră, dacă este nevoie, puteți lucra un rând sau două în plus, depinde de mărimea care o purtați. De exemplu, pentru mine, că port mărimea 42, aceste rânduri sunt suficiente, pentru că făcând mai multe rânduri, bineînțeles, va fi mai largă atât mâneca, spatele, cât și părțile din față, mulțind în aceste colțuri. Deci, vom lucra pentru un total de 14 rânduri, iar noi ne vom întâlni apoi pentru a continua lucrarea noastră. Am ajuns la capătul rândului cu numărul 14. Acum eu mă voi întoarce și voi începe rândul cu numărul 15. Aici va fi nevoie să fiți un pic atente. Deci am făcut ochiul de lanț, voi face piciorușul scurt, după care voi face cele două ochiuri de lanț pentru a completa piciorușul dublu. Și voi continua cu piciorușe duble până în corespondența primului colțișor unde am înmulțit. Deci facem piciorușe duble, ca de obicei. Iar noi ne întâlnim în corespondența acelui colțișor. Am ajuns în corespondența primului colțișor, voi lucra piciorușul dublu, apoi firul pe croșet, voi intra în interiorul colțișorului și voi face piciorușul dublu, două ochiuri de lanț și următorul picioruș dublu, după care voi continua cu piciorușe duble pe mânecă, deci pe partea unde va fi mâneca și ne vom reîntâlni la următorul colțișor. Deci primul colțișor îl lucrăm exact ca și până acum. Iar noi vom continua lucrarea singure. Și am ajuns în corespondența celui de-al doilea colțișor. Deci am lucrat toată partea din față și piciorușele duble care sunt pe mânecă. În corespondența acestui colțișor, noi vom face pentru început un picioruș dublu,
un ochi de lanț, după care vom lua partea din față, deci primul colțișor, pe care l-am lucrat în mod normal, vom pune în două, vom trece cu croșetul prin acesta și vom face un fir alunecat, după care voi lua din nou firul pe croșet și voi intra din nou în corespondența lanțului din colțișorul numărul 2 și voi face un picioruș dublu, după care voi continua cu piciorușele duble pe partea din spate a lucrării. După cum vedeți, noi deja am închis aici mâneca. Vom continua cu piciorușe duble până când vom ajunge în corespondența următorului colțișor. Deci vom lucra spatele în totalitate. Dar noi ne vom întâlni când vom ajunge în corespondența acelui colțișor. Am terminat de lucrat toate piciorușele duble pe spate, deci pe întreaga lungime a spatelui. Am ajuns în colțișor. Aici voi face, ca până acum, un picioruș dublu, două ochiuri de lanț și un nou picioruș dublu în corespondența aceluiași spațiu, după care voi continua cu piciorușe duble pe întreaga lungime a mânecii. Iar noi ne vom întâlni la următorul colțișor pentru a uni și cealaltă parte. Deci continuăm cu piciorușe duble. Am ajuns și în corespondența ultimului colțișor, cel care face legătura între mânecă și partea din față. Voi lua firul pe croșet, voi intra în corespondența spațiului format din cele două ochiuri de lanț, voi face un picioruș dublu, un ochi de lanț. Mă voi întoarce înapoi la colțișorul lucrat în mod normal de la spate și voi intra prin corespondența acestuia, voi face un fir alunecat, firul pe croșet, mă voi întoarce din nou în colțișorul care face legătura între mânecă și partea din față, voi face un picioruș dublu și voi continua cu piciorușe duble până la sfârșitul rândului. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului pentru a vedea cum se prezintă jacheta noastră. De fapt, voi lucra alături de dumneavoastră un pic. La mine este noapte, este întuneric și îmi veți ține de urât. În felul acesta voi continua. Iar în momentul în care voi ajunge la capătul rândului, vă voi prezenta și dumneavoastră cum este ceea ce am lucrat până acum, după care voi încheia această parte a tutorialului. Și vom continua apoi partea a doua. Firul meu este cam grosuț, de aceea, de fapt, eu am dorit să fac ceva de purtat așa ușor la blugi, primăvara, toamna, să nu îmbrac dintr-o dată geaca sau în perioada în care este deja un pic mai călduț. Și am dorit să fac ceva lucrat de mine. De aceea m-am oprit la acest proiect, chiar dacă toate
canalele de YouTube lucrează floricele, mărțișoare. Eu m-am oprit aici. Sper să vă fie pe plac, doamnelor începătoare. Uitați că suntem deja în corespondența ultimului picioruș dublu din acest rând pe care îl voi lucra. Să-l iau bine, să nu... în felul acesta. Și acum uitați că așa se prezintă ceea ce am lucrat până acum. Deci partea cea mai importantă am realizat-o. Așa cum vă spuneam, eu mă voi opri aici. Uitați-vă mânecile foarte bine delimitate. Cum vă spuneam, eu mă voi opri aici și vom continua lucrarea noastră într-un alt tutorial în care voi încerca să ridic și camera mai sus să puteți avea o privire de ansamblu pentru ceea ce lucrăm. Dacă v-a plăcut ceea ce am lucrat până acum, vă rog să lăsați un like, un comentariu și ca de fiecare dată mă despart de dumneavoastră în același mod, cu aceleași urări, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă aștept alături de mine la noi tutoriale. La revedere! Vă salută, Tatiana!